dragi telespectatori, sunt Iana Baltaga și împreună cu Scăpărit și echipa de filmare a postului muzical Busuioc TV, vă salutăm călduros de aici, din platoul emisiunii Clubul Micilor Vedete. Salutare, dragii mei telespectatori! Sunt nespus de bucuros să ne revedem la o nouă ediție a îndrăgitei mele emisiuni, Clubul Micilor Vedete! Emisiunea noastră are ca scop de a descoperi noi talente muzicale și de a valorifica potențialul muzical la copii. Astfel, venim cu cele mai proaspete noutăți muzicale din Art Show-ul copiilor. Așadar, fiți aproape, urmează rubricile ediției de azi. Emisiunea noastră copiilor. În prima rubrică, Călătorie prin copilărie, vom face cunoștință cu protagoniștii emisiunii de azi ce fac parte din cadrul unui studio muzical pentru copii. Vom discuta despre ocupații, hobby, reușite și vă vom împărtăși secretele unei mici vedete în devenire. A doua rubrică, Super Stil, vezi care sunt tendințele modei din această vară și cum ar trebui să arate costumul perfect pentru plajă. În a treia rubrică, Masterclass, împreună cu copiii vom face o vizită la fabrica de ciocolată. Acolo vom descoperi care sunt secretele producerii celor mai delicioase dulciuri. A patra rubrică, La sfat cu specialistul, află care este importanța sănătății igienei orale la copii. Iar în ultima rubrică, Glumițe șmecherițe, copiii se amuză povestind bancuri haioase alături de Sofia. Emisiunea noastră copiilor! În cadrul emisiunii de azi îi am alături de mine pe cei mai veseli, năstrușnici, dar și talentați copilași ce fac parte din cadrul unui studio muzical pentru copii din Chișinău, care de altfel își desfășoară frumoasa activitate în cadrul Centrului de Dezvoltare Timpurie Scăpărici, căsuța de poveste a tuturor copiilor fericiți. Dragii mei, după cum ați aflat, mă numesc Scăpărici și sunt cel mai bun prieten al tuturor copiilor talentați. Și acum sunt foarte nerăbdător să aflu cum vă numiți. Deci vreau să vă aud cum vă prezentați. Sunt Sofie și am 5 ani. Mă numesc Alex și am 5 ani jumate. Mă numesc Simona și am 5 ani jumate. Mă numesc Pavel și am 6 ani. Mă numesc Milana și am 4 ani 8 și 8 luni. Bravo! Mă numesc Iema și am 6 ani. Mă numesc Adel și am 5 ani. Mă numesc Alisa și am 5 ani. Mă numesc Lenuța și am 6 ani. Mă numesc Damian și am 4 ani. Mă numesc Elisa și am 5 ani. Mă numesc Aurora și am 5 ani. Dragi și noi mei prieteni, să știți că sunt foarte curios să aflu cu ce vă ocupați voi la studio și de câte ori pe săptămână mergeți acolo. Noi mergem la studioul muzical Lala Kids de 2 ori pe săptămână. Împreună cu conducătorul nostru artistic, doamna Iana, începem activitatea cu diferite exerciții vocale și ritmice. Învățăm câte ce noi, avem proiecte interesante precum videoclipuri, facem jocuri distractive și ne amuzăm. Vai, ce bine e! Și cum este să te filmezi într-un videoclip? E greu sau ușor? Sau uneori obositor, a? Spre exemplu, eu m-am filmat de foarte multe ori în videoclipuri. Și în fiecare dată, doamna Iana știe să ne umească cu ceva nou. Iar de curând și frățiorul meu mai mic, Damian, s-a filmat în videoclipuri, jucările și magazine. Vai, cât este de interesant! Dar ia să-mi spui, Damian, cum e să te simți o mică vedetă pe marele ecrane, a? O văd vesel.
neplăcut. Ei, dragii mei, aici m-ați intrigat. Sunt foarte curios să aflu cum sună ultimul vostru proiect muzical realizat. Cu mare drag, scăpărici, atenție la ecran, urmează videoclipul Jucăriile. Emisiunea noastră a copilor. Și distractiv! Pare acolo la voi, așa, a fost de distractiv și interesant. Pe platoul de filmare tot a fost atât de distractiv ca și în videoclip. Desigur, așa e, copii. Da? Cât de tare, mă bucur! Dar ia să-mi spuneți, copii, vara, de obicei, unde vă petreceți timpul liber de la studioul ăla Kids? Voi, copii, de la studioul ăla Kids. Vara de obicei mergem vizite la bunei la țară. Am plăcut să mă joc cu copiii, paște în bobocei. Și desigur o ajut pe mămica cu frățiorii mei mai mici. Vai, ce bravă ești! Dar cum îi cheamă pe frățiorii tăi mai mici? Îi cheamă Alexandru și Artur. Mie îmi place foarte mult vara, deoarece mergem cu familia la mare. Vizităm diferite locații interesante, petrecem ziua frumos împreună și creăm amintiri de neuitat. Vai, doamna Iana, îmi este atât de cald, nu mai pot, vreau și eu la mare sau măcar la
piscină. Zici de piscină, Scăpărici? Da. Să vezi ce surpriză interesantă au pregătit acești pici de la studioul muzical Lala Kids. O surpriză mega răcoritoare. Fiți aproape, urmează rubrica Super Stil. Emisiunea noastră a copilor. Este joi, zi de vară, iar temperaturile din Mercur indică 34 grade Celsius. Asta înseamnă că este tocmai timpul perfect pentru o bălăceală în apa cristalină încălzită. Lumina soarelui, apa și activitatea fizică poate duce la deshidratarea organismului, iar pentru aceasta cea mai bună alegere este consumul de lichide și anume apa plată, cocktailurile răcoritoare sau sucurile din fructe proaspete. În cazul nostru, eu, împreună cu copiii, am preferat opțiunea unui suc fresh răcoritor. Da, ce bun e! Vara este perioada emoțiilor puternice și colorate, iar fiecare fetiță sau domniță, cu siguranță, din timp s-a gândit cum să-și aleagă costumul de baie perfect pentru mare sau piscină. În cele ce urmează, sper să vă inspire și pe dumneavoastră cei ce ne urmăresc de la micile ecrane, pentru că copiii studioului muzical Lala Kids vor aduce stilul și trendul în această vară prin defilarea celui mai stilat costum de baie. Atenție la ecran! De culori combinate cu țesături fine și imprimeuri jucăușe, toate asortate frumos, au fost demonstrate de către acești copii super drăguți și stilați. Sper mult că v-a plăcut prezentarea noastră de azi, iar nota cea mai mare pentru cel mai stilat costum de baie vara 2024 o veți da chiar voi, cei ce ne urmăresc de acasă. Scăpărici, ai legătura! Emisiunea noastră a copilor! Vai! Vai, simt că deja m-am răcorit. Chiar și stropii din piscină mi-au împrospătat aripioarele mele sclipitoare. Sunt convins că ați avut parte de o adevărată aventură în lume modei. Așa e, dragii mei? Da, copii. Ia spuneți-mi, dar cum este să vă aflați în rol de mici vedete?
Sunteți cumva admirați de colegii și prietenii voștri? Este foarte frumos. Prietenii de la grădiniță mă văd deseori la TV în videoclipuri. Mă încurajează și îmi spun că sunt cea mai bravă. Familia se mândrește cu rezultatele mele. De aceea mă susțin mereu în toate. Ce bravo! Ia să-mi spui, doar la grădiniță educătoarele vă pun să mâncați totul din farfurie? Sau uneori vă mai ciupește de urechi? A? Eu merg la grădința din Stăuceni. Educatoarele mele sunt sora Dorota, Dana Parascovia. Îmi place foarte mult la grădință. Copiii sunt prietenoși, face distrative jocuri, învățăm, ne jucăm, pictăm, dansăm, mâncăm și dormim. Educatoarele ne iubesc foarte tare, ne alintă, ne îmbrățișează, ne pupă. Sunt cel mai fericit și iubit copil. Ce norocoasă ești! Păi cu această ocazie, acum, în semn de mulțumire pentru grija și dragostea lor ce ți-o poartă, le poți transmite chiar acum, de pe platou de filmare, salutări! Sora Dorota, Dana Parascovia, vă salut! Pasiunea mea este dansul sportiv și eu practic de la 2 ani. Clubul meu se numește Alistar. Antrenarea mea este mămica mea, Bodioala. Practic notul de la vârsta de 8 luni până în prezent. De asemenea, fac engleză de 3 ani, precum și pictură, de unde învăț diferite tehnici și cromatica culorilor. Mai fac și dicții cu cea mai superbă profesoară, doamna Stella Baltac. O iubesc! Wow, ești fenomenală! Cu siguranță ești bună în tot ceea ce practici. Ești un copil foarte sigurâncios. Ești foarte bravă! Când suntem cu familia împreună, de obicei în weekend, noi coacem diferite prăjituri și dulciuri. Alături de mamica și surioara mai mică, noi alegem rețeta preferată de deserturi sau chiar pregătim ciocolata naturală de casă. Ce ziceți, copii? Cred că am putea să îi îndeplinim dorința lui de gâzuliță. Ce ziceți? Îi îndeplinim dorința? Da! Da! Da, mulțumesc! Scăpărici, fii atent, pentru că noi vom face o călătorie magică la fabrica de ciocolată. Wow! Atenție la ecran! Urmează rubrica Masterclass! Emisiunea noastră copilor! Când vorbim de copilărie, de fiecare dată ne duce cu gândul la sărbătorile tradiționale petrecute în familie, unde răsfățul cel mai mare al fiecărui copil erau dulciurile și în special acele cutiuțe colorate pline cu ciocolate și bomboane primite în dar, care de altfel erau un mare prilej pentru acele timpuri. Ca și multe alte alimente, ciocolata are un rol aparte în consumație, stimulează activitatea creierului și îmbunătățește capacitatea de concentrare. E bine de știut că nu este dăunător consumul de dulciuri, ci anume abuzul și excesul ar putea fi nepotrivit. Așadar, să nu ne privăm de aceste bucurii, ci să consumăm cu grijă și în cantități prestabilite. Sunt Avram Elena, tehnolog la fabrica de fructe în ciocolată Riferu.
din satul Văsieni, raionul Eloveni. Domnul Ion, directorul întreprinderii, a venit cu ideea de a produce, de a impresiona oaspeții cu prunele pe care părinții și bunicii noștri le pregăteau în fierte în vin și acoperite cu smântână. El a hotărât să le acopere cu ciocolată. Și toți oaspeții au rămas impresionați de acest gust de prune în ciocolată și a hotărât ca acest deliciu să-l producem pe cale mai largă, adică să guste mai multă lume aceste fructe delicioase în ciocolată. Și această idee s-a bucurat de un mare succes, deoarece și în ziua de astăzi prunele în ciocolată și pruna cu miez de nucă în ciocolată se bucură de cea mai mare popularitate, atât în țară cât și peste hotare. La fabrică producem o gamă foarte largă de produse. În primul rând avem fructele în ciocolată, avem fructele cu miez de nucă în ciocolată, fructele cu nuci în ciocolată, aici avem și rechițele cu miez de nucă, prune cu miez de nucă, caise cu migdale. Avem nucile în ciocolată, amestecate cu miere de albini, după care mai avem semințele cu miere de albini în ciocolată și diferite figurine cu un amestec din fructe uscate, nuci, semințe. Aventură! Sunt sigur că ați degustat cea mai delicioasă ciocolată vreodată. Așa e, copii? Da! Niam, 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 niam. Dar eu nu. Pe bune, voi cât sunt de fericiți? Cât sunteți voi de fericiți? Dragă scăpăriți, să știi că noi nu am uitat de tine. Așa că ți-am adus un coș cu dulciuri, ca să te împart cu prietenii tăi, să te înducești un pic. Voi, vă mulțumesc, dragii mei copii! Asta da, mai zic și eu, prieteni adevărați, care nu uită niciodată de neastâmpăratul scăpărici. Vă mulțumesc! Oh, oleu, dar nu mi se vor strica dințișoare de la atâția dulce? Pentru aceasta, scăpărici, trebuie să mâncăm cu grijă, să nu facem exces de dulce. Iar dacă apare vreo problemuță la dințișor, trebuie neapărat să vizităm doctorul stomatolog. Dar ce facem noi la medicul stomatolog?
Ei, despre aceasta și cu mai multe detalii, fiți aproape, urmează rubrica La sfat cu specialistul. Emisiunea noastră copiilor. Ei, dragă scăpărici, uite că am tras o fugă și la stomatologia familiei. Astăzi vom sta de vorbă cu Cătălina Lozovan, medic-stomatolog. Bună ziua, Cătălina! Mulțumim frumos pentru ospitalitate! Bună ziua și bine v-am găsit! Dragă Cătălina, spuneți-ne, vă rog, și pentru cei de acasă, ce implică igiena orală și cât de importantă este respectarea acesteia atât la adulți cât și la copii? Igiena orală implică periajul dentar de două ori pe zi, dimineața și seara, folosirea aței dentare și a clătitorilor bucale. Și, desigur, vizita la medicul stomatolog o dată la 6 luni pentru a efectua procedura de igienizare profesională. Atunci, când observăm apariția unor cariuțe pe dințișorii copilului, cum este corect de procedat și care sunt sfaturile medicului stomatolog? Eu recomand părinților să viziteze stomatologia cu copilașii o dată la 3 luni. Din ce motiv? Căriuțele la copii se dezvoltă mult mai rapid decât la maturi, respectiv părinții pot să nu observe acasă apariția unor carii. Dacă părinții au observat carii sau pete de culoare albă, maronie sau neagră pe dințișor, urgent trebuie să viziteze medicul stomatolog pentru a procede la un tratament. Care este reacția sau comportamentul copilului atunci când face o vizită la medicul stomatolog? Are anumite frici? Cum reușește specialistul de obicei să-l convingă pe micuț de a rămâne calm și de a avea încredere în sine atunci când este supus procedurilor clinicale? Fiecare copilaș este individual și necesită o abordare mai specială, da? De obicei, nu se reușește la prima vizită de a efectua tratamentul. Necesită mai multe vizite. La prima procedură, noi facem cunoștință, familiarizăm copilașul cu instrumentele care le avem, facem o procedură simplă ca un periaj dentar, ne jucăm ca copilașul să capete încredere în ceea ce noi o să facem. Dacă copilașul, din păcate, nu este cooperabil nici la prima, nici la a doua vizită, atunci rugăm părinții să se adreseze la o anestezie generală sau la o tehnică prin sedare, da? Ca să trateze toate problemele care sunt. În ultima perioadă observăm o tendință tot mai mare atât la copii, tineri sau chiar la maturi, purtarea de brackets. Care este importanța lor și de ce e bine să apelăm la aceste servicii stomatologice? Aparatul dentar, brackets, este o metodă de tratament persoanelor care au o ocluzie incorrectă sau înghesuiri dentare. Aparatul dentar nu poate fi fixat la oricine, ci doar la pacienții care necesită un tratament. Atunci când persoanele observă că dințișorii săi nu sunt poziționați corect în cavitatea bucală sau aud bucnituri în articulație sau au dureri de cap, atunci se recomandă adresarea la medicul ortodont pentru o consultație și de a rezolva această problemă. De obicei, pacienții care au înghesuiri dentare și necesită tratament ortodontic sunt predispuși să dezvolte cariile dentare, deoarece igiena, din păcate, nu este corespunzătoare. Înghesuirea dentară împiedică o igienă corectă. Cu ce sfaturi sau recomandări veniți către cei ce ne urmăresc de acasă? Igiena orală este foarte importantă pentru prevenirea apariției cariei dentare și a bolilor parodontale. De aceea vă recomand să efectuați periajul dentar regulat dimineața și seara, mai ales seara, este cel mai important. Folosim ața dentară după fiecare mâncare și clătitor bucal seara după ce ați speriat dințișorii. Și desigur vă recomand să vizitați medicul stomatolog o dată la 6 luni. Vă mulțumim frumos, sunt sigură că aceste sfaturi vor fi utile și pentru tine, neastă împăratule scăpărici. Emisiunea noastră a copiilor! Ehe, acum pot mânca câtă ciocolată doresc, căci deja știu cum să-mi protejez dințișorii corect. Mulțumim pentru sfaturi! Mai în glumă, mai în serios, copiii din totdeauna s-au exprimat exact așa cum simt ei, cu puritatea, sinceritatea și inocența lor imaculată. Iar o doză de dispoziție bună mereu prinde bine oricând și oricui. Așadar, în continuare, vă provoc să vă înarmați cu multă energie pozitivă
pentru că se anunță o avalanșă de zâmbete. Atenție la ecran, urmează rubrica Glumițe șmecherițe. Emisiunea noastră a copilor. Un tânăr fotbalist foarte talentat îl întreabă pe patronul clubului: și cât de mare va fi salariul meu? La început 10.000 de euro pe lună, iar mai târziu mai mare. Bine, atunci vin mai târziu. Ema, cu ce înseamnă o jumătate de la mâie? Cu cealaltă jumătate? Am un câine care mă simte la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Cred că ar trebui să faci un duș urgent. Într-o zi, mama întreabă: e mai schimbat apa la peșișorii din acvariu? Da, mamă, însă n-au băut nimic. Emisiunea noastră a copilor. Vai, cât sunteți de amuzanți! Să știți că foarte mult mi-au plăcut glumițele voastre! Dar eu, copii, vă provoc să vedem cine mai bine și mai interesant vă râde. Noi sau scăpărici? Hai să vedem, facem o întrecere, da? Ce ziceți? He, pe mine nimeni nu mă întrece! Scăpărici, dar eu am pregătit o surpriză pentru tine. O surpriză? Pentru mine? Abia aștept! Sunt atât de curios să aflu ce fel de surpriză ai pregătit. Este o poezie ghicitoare. Ascultă cu atenție. Cine seara printre flori luminează în culori, cu aripile sclipici, parcă sunt steluțe mici, strălucesc din loc în loc, parcă au un talpă foc, sunt în iarbă, plici, plici, plici. Este micul? Puternicul, talentatul, frumosul și neastâmpăratul scăpărici! Bravo! Vai, dar aceasta este o poezie despre mine. Cât de frumos și plăcut a fost. Dar de unde știi așa poezie ghicitoare frumoasă? Cine te-a învățat? Noi am învățat-o la studioul muzical Lala Kids. Voi toți o cunoașteți? Da! Vai, ce frumos din partea voastră! Ați venit cu o surpriză atât de plăcută! Care, de fapt, este un cântecel foarte melodios și foarte frumos. Îl fredonăm un pic? Cine seara printre flori luminează în culori, cu aripile sclipici, parcă sunt steluțe mici, strălucesc din loc în loc, parcă au un talpă foc, jos în iarbă, plici, plici, stele mici. Licurici, licurici, personajul scăpărici, luminesc ca o stea în copilăria mea. Licurici, licurici, personajul scăpărici, despre tine voi cânta. La 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 la! Bravo! Vă mulțumesc din suflet, dragi copii, pentru această surpriză plăcută! Și pentru că ați fost atât de bravi, dragii mei copilași, eu și împreună cu neastâmpăratul scăpărici v-am pregătit frumosul și puternic câte o surpriză. Este vorba de o medalie personalizată pe care fiecare dintre voi ați meritat-o pe deplin. Da, așa e! Toți ați meritat, căci toți sunteți talentați și surguincioși!